Bun. Că ai dat lumină copiilor oamenilor și ne-ai dotat cu posibilitățile de a fi în același timp pe întregul pământ împreună. Este darul tău și îți mulțumim că prin acest mijloc tu învingi pandemia, învingi barierele și îți mulțumim că prin felul acesta putem să ne simțim totuși împreună. Te rugăm în numele Domnului Hristos să ne dai pace în suflet, să ne deschizi urechile, să alungi somnul sau orice preocupare, ca să te ascultăm pe tine. Te rog să te folosești de mine, să fii mai tare decât slăbiciunile mele și aștept-ne ca tot să ne regăsim la picioarele tale, cum a fost cu ucenicii pe vremuri. Ne pierdem în brațul tău și îți mulțumim că ne iubești nespus. Îți mulțumim că vei fi cu noi și ne vei vorbi în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, la mine deja este seară. Și poate sunt cu câteva ore înaintea voastră. E valabil poate și în ceea ce privește poate unele informații care, pe anumite căi, ajung mai repede la mine, nu pentru că sunt privilegiat sau sunt mai bun ca alții, dar Dumnezeu face ca unele lucruri să poată fi puse în gura unor oameni smeriți ca să ajungă să fie cunoscute de frații mei, de noi toți. Aș vrea să încep întâlnirea de astăzi cu o întâmplare. S-a întâmplat într-un an special, în 1902, într-o insuliță din arhipelagul Antilele Mici. Eu poate din West Indies, sunt Antilele Mari, Antilele Mici și mai sunt o grupă. Și în aceste Antile Mici există o insulă lungă de 80 de kilometri și lată de 35 de kilometri. În trecere, Columb a văzut-o și a numit-o, pentru frumusețea ei, Insula Florilor. Ulterior, în 1635, niște coloniști francezi au venit, s-au așezat acolo, au numit insula Martinica și s-au așezat pe coasta de nord-vest al insulei, la polul unui munte înalt de 1400 de metri, era un con vulcanic, l-au numit Muntele Pleșuv, în limba franceză, Mont Pelé. Și au stabilit la poalele lui, la vreo 7 kilometri departare de munte, poalele erau pline de verdeață, erau frumusețe, era un mic paradis, l-au numit Saint-Pierre, sau Sfântul Petru. Cu timpul, această localitate, având și un port confortabil pentru vasele care veneau, pentru că insula Martinica a devenit un teritoriu francez unde se cultiva zahărul, trestia de zahăr și se făcea un rom, un vestit rom, vaporile au început să vină și elitele franceze au găsit locul cel mai bun de vilegiatură, de odihnă, de petrecere. Cu timpul a fost numit Parisul din Caraibi, pentru că avea o arhitectură frumoasă, avea piețe, era un loc apreciat foarte mult pentru blândețea climei. Interesant este că, fiind departe de țară, a devenit un fel de loc al refugiului pentru tot felul de moravuri. Până acolo încât unii au numit Saint-Pierre, Sfântul Petru, orașul Saint-Pierre, Sodoma din Caraibi. Ce nu era permis în Paris, era permis aici. La un moment dat, se spune că chiar pictorul Paul Gauguin a venit și a petrecut un an jumătate, unde, mă rog, a gustat toate libertățile și, mă rog, excesele pe care insula le favoriza. În anul 1902, era un an electoral,
Și în anul electoral participau toți insularii la vot, pentru că insula avea dreptul la doi reprezentanți în Parlamentul francez. Deci era un an deosebit. Și în anul acela atragă atenția să se impună, să fie văzut, să fie vizibil. Și în ianuarie 1902, revista Tropis, adică Tropice, au povestit o întâmplare nostimă. Niște tineri cu daruri de alpinism s-au suit până spre vârful conului, unde era înfiptă o veche cruce. Au smuls crucea și au aruncat crucea drept în conul vulcanului cu cuvintele: piei pentru totdeauna în iadul pe care l-ai creat. Asta vorbește ceva despre secularismul, despre ateismul, să spunem, care mai ales în Martinica, în Saint-Pierre, își găsise epicentrul. Ei bine, vulcanul însuși a salutat anul electoral printr-un puf, știu eu, un nor de fum. Pe 20 martie erau Paștele în Saint-Pierre. Unii oameni care erau în minoritate, niște credincioși, au făcut demersuri din timp și au invitat Armata Salvării, de fapt o fanfară a Armatei Salvării, cu, mă rog, cu ținută, cu fireturi, cu instrumente alămuri, să mai revigoreze spiritul creștin. Și Armata Salvării a venit, s-a instalat pe bulevardul Victor Hugo. Și în timp ce ăștia cântau și căutau să atragă publicul prin cântări, imnuri, imnurile noastre, pe o stradă lăturalnică s-a auzit vacar. Niște lăutari în față, niște chefli în spate, îmbrăcați în imitație, haine de preoți, erau niște actori, niște actrițe, erau prostituate între ei. Erau o gașcă foarte pestiță și veselă, purtau o cruce pe care a răstignit un porc viu. Guiți, guiți, i-au pus niște spini în cap și cântau prohodul cu blasfemii, iar în spate târau statuia Fecioarei Maria, căreia i-au dat jos rochia, adică era într-o poziție, mă rog, cum, rușinoasă. Sigur, guvernatorul s-a sesizat și a dat imediat porunca ca Armata Salvării să plece. Asta spune despre spiritul care a cultivat acolo. Între timp, vulcanul a început să dea semne de activitate. Cenușă albă, nori, un apele cu un miros de sulf. Animalele nu mai puteau bea apa, nu mai puteau mânca pășunele care erau cu cenușă. Au început să sufere de foame, unele animale mureau. Guvernatorul a trimis la Paris semnalul: vă rog, ce facem? Populația este tulburată în Saint-Pierre. Și cei de acolo, după o cântărire, după o cugetare serioasă, au hotărât să interzică evacuarea ca să nu compromită alegerile. În timp ce unii cetățeni fugeau, guvernatorul a chemat armata să blocheze ieșirea, iar mulțimi de la sate năvăleau în orașul care făgăduia că este singurul loc sigur. Luna aprilie a cunoscut mai multe evenimente tulburătoare, dar media, atenție, mass media, dă de asigurări că totul e bine, este cel mai sigur loc. E o isterie, fără rost, fiți liniștiți, oameni buni! Pe 3 mai, un nor imens a întunecat cerul pe o distanță foarte mare. S-a făcut seară. Pe 5 mai a fost preavizul. Din muntele care și-a fisurat vârful, s-a pogorât un torent de noroi și apă fierbinte, dar de 60 de metri lat, cu o viteză de 100 de kilometri la oră, care
a distrus tot și a făcut 150 de victime. Nenorocirea sau spaima, apogeul spaimei a fost când din munte, din știu, zona ca de junglă, care învăluia poalele până la o anumită înălțime, au început să coboare mii de șerpi veninoși și insecte uriașe, miriapozi, spune că armata a început să puște șerpii. Șerpii au făcut 50 de victime, morți. Și erau nenumărați. Ca să liniștească duhurile, însuși guvernatorul cu nevasta au sosit în Saint-Pierre, au închiriat hotelul de lângă Debarcadero, un hotel minunat, și au spus, noi suntem aici, noi suntem cu voi, conducerea este alături. Pe data de 8 mai, ora 8, cu un bubuit imens, vârful muntelui, ca la Saint Helen, a zburat în aer. Cerul s-a întunecat, mă rog, de un jet de nor, pe o rază de, rază, nu diametru, rază de 80 de kilometri. Și la două secunde, un al doilea jet, era un nor negru cu roșu incandescent pe dinăuntru, a creat o imensă ciupercă care s-a prăvălit de 160 de kilometri pe oră. Erau gaze incandescente cu o temperatură de 1000 de grade Celsius. În 3 secunde, 30.000 de oameni au murit instantaneu. Spune că cei care erau în casă au murit arși în plămâni și focul a sucit oxigenul, asfixiat, dar când au inhalat, au inhalat mii de, adică sute de grade și au murit pe loc. Spune că unii, după ce au fost culeși, 30.000, fața lor era liniștită, nici nu știau că mor. Vasele din port au luat foc și s-au scufundat. Și pe o arie de 22 de kilometri pătrați s-a făcut ruină. Totul a fost ars, nimicit. În 3 secunde au murit 30.000. Se menționează că este unul sau poate cea mai mare catastrofă vulcanică din istoria lumii. Una din cele mai mari catastrofe. Spune că a supraviețuit un singur om, un tâlhar. Unii zic că era criminal care aștepta spânzurătoare, alții spun că doar a fost un bătăuș care îl chema Louis Auguste. A fost băgat într-un beci în pământ ca să nu fugă, de piatră, fără geam. Și spune după câteva zile, 5-6, când au venit salvatorii, l-au scos de acolo plin de arsuri. Vă dați seama că și acolo cumva a intrat pârjolul, prăpădul. Dar era viu. Louis Auguste avea 27 de ani. Frații mei, acesta este cadrul în lumina căruia am să vă citesc un text. Romani 13 cu 11. Știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Frații mei, subiectul de astăzi, care se intitulează Glasul de Balaur, nu este domeniul care mă prinde cel mai mult. Prefer subiectele introspective, biblice, spirituale. Acesta este un subiect care frizează cumva profeția și timpurile în care trăim. Și eu cred că suntem în pericol noi, adventiștii, să trăim în enclavă, într-un chist. Noi am viața noastră de creștin, avem comunitatea noastră, ce se întâmplă în lume cu scandaluri, cancanuri,
fricțiuni politice și tot felul de mizerii ale lumii tind să nu ne intereseze. Dar m-a impresionat un lucru. Că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când a fost pe pământ, măcar că stătea nopți în rugăciune, era la curent cu istoria prezentă, contemporană. Și el vorbește despre un turn din Siloam care a căzut peste niște galileeni sau peste niște oameni. Spune numărul. Vorbește despre galileenii măcelăriți de Pilat. Adică era la curent cu starea lumii. Și eu cred că este datoria noastră, dacă vrem să înțelegem timpurile în care trăim, să fim la curent. Cât dintre dumneavoastră ați auzit că în decembrie, o lună în urmă, a apărut un bestseller, o cărticică de 140 de pagini, semnată de cea mai mare personalitate din elita anului 2021. Știți cine este? Este Francisc, papa. Cărticica se numește Let Us Dream. Nu e nevoie să o traduc. The Path for a Better Future. Să visăm. Cartea aceasta a ajuns în mai multe limbi. Tema cărții este resetarea lumii noastre. Cartea are un prolog în care, interesant, cuvântul cheie al prologului este pandemia. Deci omul vorbește în termenii realității cu care ne confruntăm actual. De 19 ori este amintită pandemia. Și în cadrul pandemiei, Francisc vorbește despre cei care au murit. Atenție, au murit unii bețivi, alții bătrâni, alții bolnavi, alții nesăbuiți, îi numește martiri. Atenție, e important. Martirul e cel care moare pentru o cauză. Și nu pentru orice cauză. Pentru o cauză înaltă, cu risc. N-au avut niciun risc. Cum a murit X, Y, Z, unii din neștiință, alții din sfidare, alții din, mă rog, comorbidități. Și le numește moartea lor sacrificiu. Opa, e interesant, martir și sacrificiu. În prolog spune că marile probleme ale lumii noastre sunt păcatul. Nu păcatul. Războiul, refugiații, schimbările climatice. Iar soluția, Hristos, nu Hristos, este o strategie umană. Ca să rezolvăm pământul, să devină un paradis. Eu mă mir. Și mă întreb, cine vorbește? Cine este cel care spune? Este o față bisericească sau un politruc? Nu uitați că eminența sa, care este un om foarte inteligent și un mare actor, adică este foarte talentat, plin de harismă și transmite simpatie, compasiune, bunătate. Deci are niște calități deosebite acest om. Îmi dau seama că nu vorbește ca un prelat, ca un duhovnic, ci ca un șef de stat. Pentru că Vaticanul este un stat. Și el în prolog spune, era nouă, sunt câteva gânduri, era nouă, ne-a dat egalitate și libertate. Iar acum trebuie să ne focalizăm cu toată puterea pe fraternitate. Nu știu dacă ați sesizat ce însemnează libertate, egalitate, fraternitate. Este exact motoul Revoluției franceze, care a fost creată și lucrată de masoni. Cum și Revoluția din 1848 a fost total opera masonilor. Ei bine, e uimitor că acest prelat, acest lider creștin, înalță un standard masonic, un standard liberté, egalité, fraternité. Și spune că lumea nouă ne-a dat astea două, mai avem una, fraternitatea. Și acum el prezintă obiectivul și metoda acestui mare reset în cărticica de care am vorbit. Se cheamă Let Us Dream din decembrie 2020. Și spune, sunt trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Că putem să resetăm lumea
1. Prin dialog. Ne amintesc de o resetare prin dialog. Mare resetare. Cu efecte uluitoare. Doar că s-a petrecut în Eden. Între o femeie, Eva, și o ipostază. Iar când spune trebuie un dialog, dialogul evoluează prin logică. Dar adaugă Francisc, vă redau așa aproape citat, să ne ascultăm, atenție, liber de orice ideologie, orice agendă prestabilită, numai puțin. Păi care este ideologia noastră și care e agenda noastră? Noi avem Matei 20, 18 la 20, mergeți în toată lumea, proiectiți Evanghelia, faceți ucenici, botezându-i, învățându-i. Și acum dialogul trebuie să înlocuiască, adică să depășească ideologia și agenda. Nu Biblie, nu morală, nu doctrină. Interesant lucru. O să vedeți că un ziar, o publicație semnificativă, serioasă din Statele Unite, îl recunoaște, o să-l citesc la urmă, pe Papa Francis ca un lider radical de stânga, stânga se numește comunism, bolșevism. Și el spune așa, noi suntem fiecare în cutia, în partidul ideologiei și agendei noastre, creștini, musulmani, hinduși, animiști și așa mai departe. Și acum el spune, nu trebuie să ne lucrăm, să ne luptăm, ci trebuie să ajungem la un consens. Și anume, înainte era teză și antiteză, asta înseamnă conflict. El ce nu. Hegel, cel care a creat dialectica, sau a numit-o ca tare, spune că teza și cu antiteza trebuie la un moment dat să se îmbine, să formeze ceva nou care se numește sinteza. Deci nu există bine și rău și unul trebuie să cadă, ci pot cele două să dea ceva nou. Iar Papa conchide să primim lucrurile noi pe care Spiritul Dumnezeu vrea să ni le reveleze. Spiritul. Și ce ar putea să fie? Papa știe, noua ordine mondială. Punctul 2. La pagina 93, Papa vorbește despre un principiu, overflow, cunoașteți, însemnează revărsare, în care insistă pe schimbarea modului nostru de gândire. Spune, să ne dăm jos ochelarii, pentru că fiecare are ochelarii credinței lui, convingerii lui, să renunțe la rigiditatea și amintește din nou și agenda noastră. Rigiditatea ce însemnează? Lucrurile vechi, învățăturile, liturgica, doctrina, astea sunt lucruri vechi. Pe când noi vrem lucrurile noi și ai putea să-mi spui care sunt lucrurile noi? Francisc. Și a spus, da, globalismul în cele trei versiuni. Care? Federalismul. Nu e nevoie să mai fie state. Nu mai e nevoie să fie națiuni. Trebuie să fie o singură lume unitară, cu un singur guvern. Asta se numește federalism. 2. Globalismul în versiunea economică se cheamă socialismul. Am să vă spun ceva interesant. Într-una din clipuri l-am văzut pe Papa Francisc ținând în mână, primit din partea Americii de Sud, Americii Latine, un simbol foarte interesant care reprezintă pe el. Secera și ciocanul, noi știm ce sunt astea, că am trăit în epocă. Iar pe ciocan, un Hristos răstignit, mic. Și el ridică acest simbol care vrea să spună acesta este simbolul sau metafora politicii Vaticanului astăzi. Ce propune el? În locul capitalismului propune
cooperativele. Păi, dar nu le-am trăit și au fost un dezastru. Și ce interesant este că oamenii cred. Vreau să știți că 70% din tinerii din universități, aceasta este o informație certă, am găsit-o, 73, dacă mă șel, cred că marxismul sau neomarxismul este soluția lumii noastre. Deci, federalismul e globalismul politic, socialismul este globalismul economic și mai este încă un globalism interesant, se cheamă globalismul religios, care se numește ecumenism. La 13 octombrie anul 2020, Papa a oficializat recunoașterea unui idol primit de la, știu eu, era o femeie, după cum am văzut eu în imagine, o șamană, o, știu eu, preoteasă a zeiței Pachamama, Pachamama, dacă ați auzit de ea. Este zeița din Anzii columbieni, din Anzii, mă rog, cordilieri, și este zeița naturii, al fertilității, are părul spice, deci din spice, și e gravidă. Și în pântecele ei se poate vedea globul pământesc. E foarte frumoasă. Iar el a prezentat-o ca Maria, Fecioara Maria, în versiune păgână. Dar toată lumea știe că e un idol și l-a pus pe altar. Și a fost scandal în lumea catolică. Deci, dacă primul lucru a fost dialogul pe care îl propune ca metodă, al doilea, overflow, al treilea lucru este foarte interesant, izolarea. Izolarea este benefică. Izolarea este un proces în care Dumnezeu ne trimite, pandemia adică, ca printr-un proces răbdător să ne reimaginăm lumea. Și acum aș vrea să fac un pas. Cartea Let Us Dream, pe care a scris-o el în decembrie 2000, e de fapt o extensie a enciclicii apărută în 3 octombrie 2020, numită Fratelli Tutti. Auzi, știi ce e o enciclică? O enciclică este o scrisoare pastorală cu valoare de regulă, ca scrisoarea lui Pavel, emisă de către întâiul stătător al Bisericii Catolice, către biserică. Și toate enciclicele, dacă vei cerceta, încep așa. Vicarul lui Hristos către urmașii apostolilor, sfinții arhiepiscopi, sfinții episcopi, sfinții preoți cu tare, și enumără cei și la urmă credincioși și biserici. Este o scrisoare cu caracter de circulară, regulă, pentru biserică. Surprinzător, enciclica aceasta, ca și cealaltă, Laudate Si, nu au această introducere. Este, se pare, cea mai lungă enciclică din toate enciclicele Vaticanului, are 43.000 de cuvinte, în care, trebuie să vedem, într-o enciclică, într-un cuvânt, știu, către biserică, se amintește Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și astea sunt autoritățile. Interesant, Tatăl nu apare niciodată zero. Fiul apare de două ori, Duhul Sfânt de două ori. În schimb, ONU apare de 11 ori, Libertate de 4 ori, Egalitate de 15 ori și Fraternitate de 47 de ori. Iarăși este motoul sau știu eu, sloganul masonic, Liberté, Egalité, Fraternité. Ce oferă fratelii tutti? Spune, vrem o fraternitate și argumentul este, toți ne tragem din Adam. Corect. Numai că această fraternitate vrea în jurul lui Adam întâi, nu în jurul lui Hristos al doilea Adam. Nu vi se pare ciudat? El oferă umanismul, nu
Hristos și jertfa lui. Prezintă apoi globalismul în care susține și pledează pentru recunoașterea și promovarea emigrării, motivând că emigrarea transformă cultura. Păi asta și vrea, să extirpe caracterul național sau identitatea națională și identitatea religioasă. Vrea o cetățenie globală, 1. Deci emigrare. 2. Pluralismul. Ne trebuie să privim și să acceptăm diferitele religii bazate pe respectul pentru om. Aici trebuie să fac o paranteză. Respect pentru om are islamul? A? Da, a încheiat și niște protocoale cu cei mai mari imam în Abu Dhabi, știți voi. Interesant, islamul nu respectă omul, dimpotrivă spune moarte infidelilor și se vede ceva cu unii extremiști. Sunt foarte mulți musulmani, oameni deosebiți, atenție. Majoritatea sunt oameni credincioși la locul lor, dar e destul să fie 2% și gândiți-vă că din islamul de aproape 1 miliard, cât e 2%? Să dea nota nenorocită, blestemată, violentă, agresivă, criminală pentru islam. Și gândiți-vă la hinduism, voi știți că la ora actuală încă se aduc jertfe unor zeițe. Și ce să-i faci? Cultura e cultură, castele sunt caste în India, nu poți schimba. Deci să privim la toate religiile prin ochiul pluralismului. Toate sunt o reprezentare mai chioară, mai încețoșată, mai vizibilă sau foarte clară a revelației lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, deci emigrarea, pluralismul, Papa propune reconfigurarea ONU. Trebuie ONU să fie reformat ca și instituțiile economice și financiare, ca să se creeze o autoritate mondială. Și acum închei cu gândul lui citat în pagina numărul 7 din această Fratelli Tutti. Oricine crede că singurul lucru de care avem nevoie este să îmbunătățim ceea ce deja am făcut, ordinea și regulile existente deja neagă realitatea. Deci clar trebuie un reset. Trebuie dat la o parte și în schimb, acum cât visăm în izolare, acum să reașezăm, să ne reinventăm o nouă lume cu federalism, socialism și ecumenism, adică globalism. Vorbeam la un moment dat de Sojourner, o publicație al Institutului Manhattan pentru cercetare politică, din 21 octombrie 2020, recent. Și spune așa, Fratelli Tutti confirmă poziția fermă a Papei spre stânga politică ca ecologist, anticapitalist, antineoliberalism, susținând globalismul, teologia liberării, avortul liber, de celelalte care sunt aici, educația sexuală a copiilor și așa mai departe. Practic, reîntoarcerea în păgânismul greco-roman. Acolo toate erau. Și acum te întreb, cum poate întâiul stătător al catolicismului, care numără 1 miliard de membri, cum poate să vorbească cu totul secular? Păi nu uitați, aducerea lui Francisc în poziția aceasta ex catedra de mare autoritate este un act curajos prin care primul iezuit din istoria catolicismului, a creștinismului, care a votat că nu va ocupa niciodată și nu va tânji la un rol de conducere, să fie pus în cel dintâi rol. Iar iezuiții, e foarte clar, nu au o agendă religioasă, am mai spus cu altă ocazie, ci o religie, o agendă politică. Și acum vă spun câteva gânduri. America, la ora actuală, după schimbările
de macaz, de leadership de la vârf, oferă oportunitatea cea mai mare, maximă, deci este unică în istorie, așa numită conjuncția planetelor în astrologie, încât oferă la cârma Americii protestante o constelație de conducători total catolici, niciun protestant. America protestantă, catolici. Biden este catolic. Șefa Camerei sau șefa Congresului e catolică. Șeful Curții Supreme, împreună cu două treimi din Curtea Supremă, sunt catolici. Dar nu catolici care, nu știu, au luptat sau n-au luptat pentru idealurile pe care fosta președinție le-a înălțat, naționalism, moralitate, creștinism. Se pare, după spusele unora, eu nu mă pricep, că au trădat când puteau să intervină și să blocheze degringolada voturilor furate. Se pare că conjuncția planetelor apropiată cu agenda socialistă clară, cu Papa, care are agenda socialistă. Vreau să vă mai spun că am auzit din gurile multor somități sau instituții noua mantră, poate auzit-o voi, Build Back Better. To Build Back Better. În 3 aprilie, Forumul Economic Mondial de la Davos a lansat Build Back Better. În 24 aprilie, ONU, la aniversarea de 75 de ani, a început cu lozinca Build Back Better, adică să reconstruim mai bine lumea care nu e bună pe bazele alea vechi. La 8 august în 2020, Biden și-a lansat campania electorală cu această lozincă, Build Back Better. La 3 octombrie, Papa Francisc vine cu enciclica sa, nu folosește expresiile acestea, dar vorbește foarte clar de resetare. Și la 1 decembrie, în cartea asta, Let Us Dream, Papa spune, este timpul, atenție, e timpul, motoul nostru, e timpul să ne reașezăm prioritățile conform visului nostru. Vreau să vă spun că este un mare vis, un vis vechi. Este visul nutrit de Nimrod, de a strânge toată lumea sub aceeași umbrelă. Este visul pe care l-au tânjit toți marii stăpânitori care au deținut puterea pentru o vreme. Aș vrea să citesc un pasaj din Spiritul Profetic. Nu avem timp de pierdut. Sfârșitul este aproape. Din lumina dată mie de Dumnezeu știu că puterile întunericului lucrează cu o intensă energie pe dedesubt și pe nesimțite. Auzi? Nu la vedere. Noi stăm cu minți, cântăm și nu știm că ceva se petrece. Ca la muntele Pele. Satana înaintează pentru a prinde pe cei ce dorm acum. Asemenea unui lup care își înhață prada. Acum avem avertizări pe care le putem da. Acum avem o lucrare. Apropo, care e lucrarea noastră? Nu să ne sfințim, că sfințirea se petrece doar prin misiune. Nimeni care se sfințește în chilie nu va fi sfânt, pentru că sfințirea stă în a deveni asemenea lui Hristos dăruind dragoste. Dar curând va fi mult mai dificil decât ne putem închipui noi. Dificil. Totul va fi pus înainte pentru a închide drumul înaintea solelor lui Dumnezeu, așa încât ei să nu mai poată face ceea ce este cu putință să facă acum. Noi trebuie să privim în față lucrarea pe care o avem de făcut și să înaintăm cât mai repede cu putință într-o activitate plină de zel. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm drumul luminii, să lucrăm cu privirea țintită la Iisus, conducătorul nostru, și cu răbdare și perseverență să mergem înainte
pentru a câștiga biruința. Dragilor, amintiți-vă că a fost odată Mount Pelee și un oraș Saint-Pierre, în care spiritul lumii de atunci, ca și spiritul lumii de acum, vestește o lume liberă. Cărțile lui Jules Verne, care au publicate pe atunci, dădeau perspectiva unui vis. Vom trăi o epocă fără limite și fără bariere impuse de cine știe ce cod moral. Suntem liberi! Libertate, egalitate, fraternitate umanistă. Cu încredere că omul poate rezolva. Hristos și crucea s-a aruncate în vulcan și batjocura pentru tot ce-i mai sfânt. Trăiți în America, noi aici în România suntem într-o rezervație liniștită, brațul lung al noi ordini mondiale se va instala mult mai greu și cred că e logic, vom fi protejați. Dar ce va urma? Atenție! Eu cred că am ajuns la punctul în care cele două puteri, America, fiara din pământ, și papalitatea, fiara din mare, împreună cu fiara din abis, păgânismul. Nu? Ecumenismul asta face. Amintiți-vă de Pachamama. Se vor uni și ne apropiem de momentul final. S-ar putea să dureze puțin sau mult. Ei și-au propus ca în 2030 să fie o altă lume. Dumnezeu și râde de cel rău. S-ar putea să fie într-un an, doi sau în 50. Nu spun nimic, n-am niciodată, decât constat că conjuncția planetelor se realizează. Ești gata să lași orice? Și vreau să închei, citind iarăși cuvântul. Știți acestea? Cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele, atenție, nu în hainele, în armele luminii, pentru că misiunea noastră este o misiune ofensivă a Evangheliei. E valabil pentru voi, e valabil pentru mine, pentru orice om. Așa să ne ajute Dumnezeu.